Aoleu! Doamne! N-are mamă, n-are tată, n-are bani de ciocolată. Am fața asta pentru că o seară întreagă m-am gândit la o introducere cât mai interesantă și cât mai specială pentru această mașină. Pentru că, până la urmă, chiar este o mașină specială pe canalul nostru. Este vorba despre noul Mercedes SL 63 AMG. Și nu a reușit să vin cu nimic, pentru că, efectiv, mașina asta este cea mai confuză mașină pe care eu am condus-o de când sunt la Auto Vantage. Așa că nu o să vă mai plictisesc cu prea multe baliverne la introducere, trecem direct în treabă, deci stați pe aproape să vă explic de ce SL63 AMG nu își cunoaște locul în industria auto. Și acum să vorbim și despre elefantul din cameră, mă rog, din pădure, și anume prețul. Pentru că un SL, atenție, varianta cu cea mai slabă motorizare, care acum este în 4 cilindri, dar vă voi detalia un pic mai târziu, deci SL43 AMG pleacă de la 133.000 de euro cu TVA. SL55 AMG pleacă de la 174.000 de euro cu TVA și această mașină, SL63 AMG, pleacă de la 205.000 euro cu TVA. Și dacă credeți că românii nu au bani, e o chestie foarte interesantă la configuratorul Mercedes, pentru că îți arată ce model a fost cel mai des achiziționat. Și ce credeți? SL63 AMG a fost cel mai des achiziționat, iar mașina pe care noi avem astăzi atest cu ce mai are pe ea, are un preț de listă de aproape 230.000 de euro cu TVA. Bun, dacă și voi vreți o asemenea mașină sau orice altă mașină nouă, este mega, mega simplu, doar intrați pe autovantage.ro, plasați o cerere de ofertă și cel mai scurt timp cu putință, dealerii parteneri vor reveni pe e-mail cu răspunsul la dorințele voastre. De acolo, simplu, greu, ușor, aveți o mulțime de variante bune din care trebuie să alegeți. Deci SL, da? Adică Sport Light. Sport Light, ușor. E bine, sportivă, să zicem că poate să fie această mașină, ușoară nu e deloc, vă zic mai târziu de ce. Dar care-i faza cu această mașină? De ce este confuză? De ce eu nu înțeleg ce vrea să fie? Pentru că până acum era o mașină creată de Mercedes, da? Și pe aceea, dacă vă e ceva mai nebun, AMG-ul o lua și băga un pic din teoriile lor nebune în SL și ieșea SL63 AMG și așa mai departe, știți povestea foarte bine. Totuși, SL-ul normal de la Mercedes era o mașină, era un cruiser, da? Un automobil care te plimbi pe bulevard, încet, în liniște, cu care ieși cu prietenii la golf, puțin frumos cursele de golf, le-ai pus în spate și ai plecat într-o oază de liniște. E, acum, mașina asta e făcută de la zero de către AMG. Și totuși, mașina asta împarte platforma cu AMG GT, care nu se mai fabrice. Deci, când vine vorba de decapotabile de la producătorul german, ăsta este flagship-ul, da? Este nava Amira. Bine, mai sunt câteva conspirații că care și un SL hibrid de 800 de cai putere, dar mai vedem până atunci. Așa că m-a spus oful meu, o să vă mai zic pe parcursul videoclipului, haideți la partea de exterior. Dacă mă întrebați pe mine, dacă eliminăm grila asta mega agresivă, fața arată ca orice Mercedes normal, ca orice C-Class și E-Class de generație nouă. Dar ce mai găsim aici? Farele de ultimă tehnologie de la Mercedes, multi, beam, light, laser, motherfucker how, care sunt absolut demențiale, deci sunt extraordinare, printre cele mai bune faruri din industria auto la ora actuală. Mai departe, grila asta panamericana, care are 14 grile verticale și este așa un mic tribut pentru modelul 300 SLR, care a concurat acum câteva decenii în anumite competiții. Am vorbit despre istoria acelei mașini în videoclipul nostru cu SLR McLaren, deci dacă vreți să le vedeți, aveți aici un link. O chestie foarte drăguță și interesantă, faptul că toate acele radare pentru Adaptive Cruise Control și pentru sistemele de siguranță au fost introduse direct în sigla Mercedes, deci nu o să mai fie acea buză mare, neagră, undeva mai jos. Mai avem, normal, prize de aer reale care conduc aerul și ies pe aici pe la pasajul roții din față și acest splitter de carbon care ajută, normal, foarte mult cu sportivitatea și aerodinamica mașinii, pentru că până la urmă are un coeficient de 0,31. Puteți să vă mai puneți extra un lift kit, pentru că nu e foarte mare garda la sol, un lift kit care o să vă ajute să treceți mai bine peste dâmburi și peste obstacole, dar tot trebuie să fiți atenți la borduri. Și încă o chestie interesantă, îți poți pune un kit în plus aerodinamic, adică încă un splitter de carbon pe submașină, care va acționa, adică mașina va fi subtă, scuzați expresia, va fi subtă de asfalt și va avea o aderență foarte impresionantă.
în lateral. Mai întâi jantele, și anume sunt jante pe 21 de inci AMG, normal, sunt cele mai mari jante pe care le poți pune pe această mașină. Mai poți pune pe 20 și pe 19, dar pe 19 deja sunt prea mici. Iar pneurile sunt Michelin Pilot Sport 4S, făcute special pentru Mercedes. Și normal că au dimensiuni diferite, pentru că pe față avem 275x35x21, în timp ce pe spate avem 305x30x21. Avem double wishbone și pe față și pe spate. Și vedem că avem etrier vopsit galben. Asta înseamnă că această mașină are pachetul AMG Dynamic Plus, adică are niște amortizoare adaptive. Culoarea se numește roșu Patagonia. Foarte frumoasă, dacă mă întrebați pe mine. Și ca o chestie total inutilă pe care eu nu o înțeleg, îți pot spune pe SL culori de Maybach. Ai două opțiuni de culori de Maybach. Îmi pare rău, ei au spus că vor o mașină cât mai sportivă, dar ai opțiunea cu culori de Maybach, care este cea mai elegantă mașină la ora actuală. Mergând spre spate, vedem că avem acest sistem cu mânerele ascunse în caroserie și dacă vrei să iasă, poți foarte simplu. Bine, mă rog, acum mașina este descuiată, da? Deci, odată vor ieși când apeși pe butonul de descuiere sau, dacă nu vrei să faci chestia asta din buton, doar te apropii. Magie! În timp ce mergeam spre spate, am găsit un lucru foarte interesant. Deci, pe lângă faptul că ai toate informațiile despre ce tip de benzină și presiunea și așa mai departe pentru pneuri, ai și un mic cod QR. Se numește Rescue Car. Deci, dacă se întâmplă să rămâi în pană cu mașina undeva, am viat. Doar scanezi codul ăsta QR și de acolo vei avea pas cu pas lucrurile pe care trebuie să le faci ca să fie totul în regulă și în siguranță. În spate, SL63 AMG, ca să știe lumea ce conduci până la urmă. Ce avem? Un număr care, dacă ai un pic de imaginație, ți se pare mega amuzant, nu o să pronunț ce înseamnă, 4 evacuări reale. Mă rog, da, sunt reale, dar tipsurile astea sunt un pic false, pentru că le vedeți, sunt în forma asta de dreptunghi, mă rog, paralelogram, dacă să luăm mai corect. Totuși, dacă vă uitați cu atenție, țevile reale de evacuare sunt rotunde. Acest difuzor de aer în culoarea neagră și face un contrast foarte bun între culoarea caroseriei roșu și negru, pentru că din punctul meu de vedere cele mai tari combinații de culori sunt roșu cu negru și da, face foarte mult, este un difuzor de aer care chiar face chestii, nu e doar de design. Și încă o chestie foarte interesantă, aici avem eleronul activ, care se ridică singur când depășești viteze de 120 km pe oră. Ajută foarte mult cu apăsarea, dar în același timp acționează și ca o frână aerodinamică. Când frânezi aripa, dacă mai țineți minte și la SLR, am văzut treaba asta, cum este așa, se înclină un pic pentru a te ajuta cu frânarea. Dar pe lângă faptul că se acționează automat, poți să faci treaba asta și într-un buton și o să vă arăt chiar acum. Deci ai aici pe volan butonul pentru eleron. Astfel, apeși o dată pe el și se va ridica la maxim în sus, deci doar asta poți să faci când vrei să ridici. Dacă vrei să-l cobori, ai mai multe poziții în care îl cobori cum vrei tu. O să apeși doar un pic, hop, și rămâne acolo. Acum s-a ridicat. Poți să dai mai mult, hop, și a rămas acolo. Este fix cum ai tu chef și cum vrei tu. O chestie drăguță. Am uitat să vă zic că avem și faruri și stopuri full LED, dacă credea de la sine înțeles până la urmă. Și stopurile au și acel design de 3D. Deci, când apeși pe frână, se vede foarte drăguț și în același timp semnalizările se văd foarte, foarte tare, sunt fix deasupra luminilor de frână. Cât de bine arată. Și acum portbagajul, care poate fi deschis din cheie. Apropo, ce părere aveți de această cheie? Eu nu sunt neapărat un mare fan, dar mă rog. Sau din acest buton, ai apăsat și a plecat. Și avem un volum de doar 214 litri. Na, nu este foarte încăpător, dar totuși SL63 AMG nu este o mașină practică. De ce să ne mințim singuri? Totuși, am încercat acasă să pun trolul de la de mână cu care mergi la avion și a încăput foarte în regulă, deci chiar la țang. Ce mai avem aici? O margine de încărcare foarte mare, adică este fix până aici marginea de încărcare. Mai avem aici un spațiu de postare pentru kitul de siguranță auto și sub această podea falsă mai poți depozita câteva lucruri foarte, foarte micute. Și pentru că avem o mașină decapotabilă, normal că avem și un segment special despre treaba asta. Cum se capotează, cum se decapotează și alte câteva detalii. Deci dacă vrei să o capotezi, ai doar o singură variantă. Intri în meniul ăsta, unde poți și decapota, și trebuie să faci un slide cu degetul și să-l ții acolo. Deci este chestie foarte enervantă. Pardon. Deci apeși aici. Operațiunea asta durează 15 secunde. Se poate face și mers până la viteze de 50 de km pe oră. La acest SL a venit un plafon soft-off, pentru că înainte era hard-top, cred că am zis soft-off,
Și pe lângă, încă o inovație, este primul care are un sistem electric, pentru că înainte era hidraulic. Astfel, cei de la Mercedes au declarat că au salvat 21 de kg de greutate, de masă. Apropo, am încercat să capotez mașina din cheie și nu am reușit, nu știu că am făcut ceva greșit, dar dacă vreți să o decapotați din cheie, doar țineți apăsat pe butonul de descruiere. Încă un lucru pe care l-am mai descoperit, te duci în meniul ăsta și dacă ți-ai apăsat pe butonul acesta, da, se decapotează sau se capotează după preferințe. O să încep direct cu o părere personală când vine vorba despre interior. Nu îmi place. Vă explic de ce. Ok, din punct de vedere al materialelor, nu am ce zice în mare parte, pentru că aici, în partea de sus, sunt numai materiale moi, foarte plăcute la atingere. Se vede că sunt niște materiale premium, la fel și în zona asta. O singură problemă când vine vorba de materiale, prea mult piano black aici, care deja s-a zgâriat foarte repede și se vede urât de rău de tot, chiar și plasticul ăsta pe aici, care vrea să fie, mă rog, nu e plastic, e un metal care se simte a plastic, dar se zgârie foarte repede și ăsta, mă rog, prea mult shiny din punctul meu de vedere. Și am spus că nu-mi place interiorul pentru că oricine cu vârstă mai mare de 16 ani se va încurca la un moment dat cu toate comenzile, butoanele și tehnologia, pentru că n-ai cum, deci nu ai cum. Îmi pare rău. Butoane tactile peste butoane fizice. Dacă vrei să dai volumul mai tare, trebuie să faci așa un slide pe volan, ceea ce mă deranjează la maxim. Totul se controlează sistemul de infotainment. 70.000 de meniuri peste 70.000 de meniuri. Toate butoanele astea la fel. Sunt tactile și ele. Deci n-ai niciun buton fizic în mașina asta. Efectiv, doar padele, să spui că sunt niște butoane fizice. În rest, totul este tactil. Și ok, eu am spus că vor să fac o mașină sportivă, dar în același timp SLO reprezintă o mașină confortabilă, al naibii de confortabilă. Și dacă mă întrebați pe mine, și luxoasă, dacă mă întrebați pe mine, nimic din ce văd aici nu este confortabil sau luxos. Pentru că în industria auto, la interior de mașină, butoanele sunt elegante, nu un ecran copiat după Tesla, care este pus aici în mijlocul mașinii și, sincer, la ecran se vede cel mai mult faptul că sunt depășite de tehnologiile noi. Ecranele învechesc mult mai repede, ca să zic așa. Totuși, ca o idee, nu vreau să se înțeleagă greșit. Interioarele de la Mercedes îmi plac la nebunie, cu toate luminile astea ambientale. Din punctul meu de vedere, când vine vorba de lumini ambientale la interior, Mercedes stă cel mai bine de departe. Același interior l-am avut și pe Mercedes GLC, pe care l-a filmat Dan, și acolo se potrivea foarte bine și mai ales s-ar potrivi foarte bine cu un S-Class, dar nu cu SL-ul, nu cu SL-ul. Ecranul ăsta e foarte interesant, pentru că uitați, poți să-l înclini cât de mult vrei tu, că na, depinde cum bate soarele, că dacă îți bate soarele în ecran și vrei să-l dai mai pe față, mai pe spate, faci toată treaba asta de aici, uite, așa l-ai dus la față maxim, așa l-ai dus la spate maxim, dar, din nou, sunt niște motorașe aici, adică este prea complicat degeaba din punctul meu de vedere, doar o chestie este să îți ia ochii. Ce mai avem pe aici? Am spus deja despre meniul de unde decapotez mașina, de aici avem toate sistemele de siguranță și head-up display și alte setări pentru mașină. De aici avem butonul interesant și adevărat, modul de condus și tot ce ține de AMG Dynamics Drive, Suspension, Dynamics Sport, Vance, setări, evacuare, tot. Avem și această chestie foarte interesantă aici, care este un senzor de amprentă. Ce înseamnă treaba asta? Păi, să spunem că eu și iubita mea avem două profiluri setate separat la această mașină. Și eu, când mă urc în mașină, mi-am pus aici frumos amprenta, mașina mă recunoaște și îmi dă direct profilul meu de mers și de condus. Asta mi se pare oarecum tare, dar din nou puteam să trec și fără, sincer. Mai departe, butonul de avarie știe toată lumea și de aici poți să dai volumul mai tare sau mai încet, tot așa, printr-un mic slide, nici măcar nu să mai comentez. Avem buton de home ca la telefoane, destul de simplu de utilizat. Avem aplicații, setări, AMG Performance. Dacă zici aplicația TrackPace, poți să vezi acolo, că se contează frumos cu aplicația TrackPace de la mașină, acolo poți să vezi date despre tot felul de circuite din întreaga lume și îți arată telemetria, unde să frânezi, unde să accelerezi, linie de accelerare și după aceea, când chiar te duci acolo, sistemul ăla se completează foarte frumos cu realitatea augmentată a mașinii și îți arată direct pe head-up display trasa ideală pe circuit. Asta mi se pare că este foarte interesantă și mă bucur că au pus-o. Să revenim la materiale, îmi pare rău, m-am încins un pic despre toată nebunia asta cu tot ce am văzut aici, dar e în regulă. Deci și pe ușă, clar, normal, piele, material moale, cusături foarte fine și drăguțe și în zona asta la fel, cu linii ambientale și cu această zonă piano black. Aici jos, în buzunare de uși, la fel, capitonat cu un material moale, se simte al naibii de bine. Chiar și în partea de jos, ok, aici e un plastic un pic mai screcit, dar este foarte, gen, mai spre moale și plin, deci, uite. Știi? Nu se aude atât de deranjant. În zona asta, la fel, avem un material foarte plăcut la atingere, ați înțeles ideea,
peste tot sunt materiale bune în această mașină, cum e și normal să fie la 230.000 de euro. Comenzile pentru scaune au rămas tot pe ușă ca la Mercedes-urile clasice, dar în funcție de cât de tare le apeși, câtă presiune aplici, atât de rapid se va mișca și scaunul. Ca de exemplu, apăsat doar un pic, se mișcă foarte puțin, dacă apăs mai tare, îi dă viteză. Să revenim că nu-i prea plăcut, m-am întortit. Și încă o chestie tare, aici mai avem scaune încălzite, scaune ventilate, de aici poți regla scaunul pasagerului și avem chiar și butonul de airflow. Ce înseamnă asta? Dacă tu iarna vrei să mergi neapărat cu mașina decapotată, pe aici ai niște ventilatoare în spate și pe aici îți va băga aer cald mașina. Și că tot am spus de scaunele ventilate, atunci când decapotezi SL-ul 63 AMG, scaunele ventilate vor porni automat la cel mai înalt nivel de ventilație. Aici o să mai găsim și acest buton pe care scrie All. Ce se întâmplă? Apeși pe acest buton și dacă vrei să cobori toate geamurile sau să ridici toate geamurile deodată, nu mai ai nevoie să le faci pe toate pe rând, doar tragi de un buton sau apeși pe un buton oricare și toate vor cobori simultan. Și mai vedem că aveți sistemul Burmeister, nu este acela de top care este Burmeister 3D, dar și acesta se aude foarte bine. V-am mai spus în repetate rânduri că cel mai bun sistem audio din punctul meu de vedere este Burmeisterul de la Mercedes. Ca zic Burmeisterul de la BMW. Volanul este mega sportiv, foarte bune materialele folosite aici, jos este teșit, e plăcut de ținut în mână, padelele sunt la o distanță potrivită, nu sunt nici prea aproape, nici prea îndepărtate. Pe volan mai găsim o mulțime de alte comenzi tot tactile, deci de aici poți să intri ca niște submeniu rapide, pentru că ai evacuare, dacă apeși se schimbă. Startup-ul, AMG Dynamics, 3D View, telemetrie, să dezactivezi DSP-ul, de aici să ridici, de exemplu, peleronul în spate și așa mai departe. De aia că nu vor apărea două meniuri simultane. Și dacă vrei, să, de exemplu, să dai evacuarea pe sport, ai meniul ăsta aici, ai apăsat și ai trecut pe sport. De aici vei schimba modurile de rulare, care sunt în felul următor: confort, sport, super sport, race și bine, poți dai normal și de aici, mai individual și chiar și modul slippery. Iar dashboard-ul este și el foarte configurabil, acum este pe modul clasic, care din punctul meu de vedere este cel mai în regulă meniu și dacă vrei să schimbi, apeși aici frumos, mă rog, apeși aici frumos și ai așa, classic, sport, super sport, track pace, mai chiar și în partea asta, understated, harta, direct navigarea, sisteme de asistență și service. Clasicul selector de transmisie pe partea dreaptă, de aici controlești ștergătoarele, semnalizările și așa mai departe. Aici avem o zonă de încărcat telefonul wireless cu două porturi de pahare, încă două porturi USB Type-C, clasicul armrest, mă rog, clasica cotieră Mercedes, unde avem un spațiu cât de cât ok, avem aici un portofel, niște ochelari de soare, câteva încărcătoare, încă două porturi USB Type-C, astea sunt foarte bune pentru cei care stau în spate, mă rog, nimeni nu poate să stea în spate la mașina asta, dar o să vă zic imediat de ce. Un torpedou și ele dimensiuni minuscule, ce chestia asta? Iar buzunarele din noi sunt cinele absolut minuscule, dar din nou subliniez și repet, nu este o mașină practică, nu asta este ideea. Și acum să mergem în spate la adevăratul test. Și acum să vine și partea foarte amuzantă a videoclipului, când eu încerc să mă așez în spate la această mașină. Și ca să dai scaunul în față este foarte simplu, tragi de șufa asta de aici, doar ai tras, ai pus potarul așa și de acolo totul se întâmplă electric, da? Normal că trebuie să dai și deflectorul ăsta de vânt la o parte, tot la fel de simplu, ai scos ăsta de aici, l-ai tras și a ieșit, ce vrei mai mult? Ei bine, scaunul dat la maxim în față. Cei de la Mercedes au spus că încape maxim o persoană de 1,5 m, deci nu înțeleg. Vrei să faci mașină super, super sport, dar mai arunci acolo la mișto încă două locuri în spate, că na. De ce să nu faci direct două locuri pentru o mașină sportivă și faci măcar portbagajul mai mare? Bun. Din prima, bancheta este foarte înclinată, stau mega inconfortabil și măcar n-am dat scaunul în spate. Hai să vedem ce se întâmplă. Vezi acum, distracție maximă. Ulo. Bun. Scaunul nu s-a dus pe poziția mea de condus, văd că este foarte aproape, deci dacă ar fi la poziția mea de condus, eu acum stau extrem de inconfortabil, spatele meu stă un pic în formă de S așa, nu, n-ai nicio șansă, deci n-ai nicio șansă. Am pus-o și pe iubita mea în spate care are 1,64 m și nu, nici ea nu putea stea de confortabil, nici măcar dacă te întinzi așa, deci nicio șansă, îmi pare rău. Nu înțeleg de ce le-au făcut, nu mi se pare o idee bună, dar aia, ne descurcăm. Pe SL sunt 3 variante de putere și într-o premieră, mă rog, una dintre ele, că sunt
câteva. Este prima dată când poți să-ți iei un motor în 4 cilindri pe un Mercedes SL, și anume TL43 AMG vine cu motor în 4 cilindri și te dezvoltă 380 de cai putere. Dacă vrei neapărat un motor V8, poți să mergi pe varianta 55 AMG, dar acolo este un pic de tunat și ai o putere de doar 480 de cai putere. Iar dacă vrei monstrul ăla cel mai mare, mergi pe 63, pentru că ai același motor de V8 4 litri ce dezvoltă 585 de cai putere cu un cuplu motor maxim de, atenție, 800 de Nm. Astfel, prinde suta în 3,6 secunde, 3,5, mă rog, o să ne dăm testul de 0-100, are o viteză maximă de 315 km/h și altă premieră, este primul Mercedes SL care vine cu tracțiune integrală. Și chiar acum o să apară un insert cu evacuarea lui SL63 AMG. Chiar dacă are un stop limiter, tot se aude foarte bine. Este un V8 până la urmă. Din punct de vedere al garanției, la această mașină primești aceeași garanție ca la orice Mercedes normal, și anume 2 ani fără limită de kilometri. Și când vine vorba de siguranță, această mașină nu a fost testată încă la Euro NCAP, dar sigur o să aibă note bune, pentru că nu mi-aduc aminte ultima dată când un Mercedes a avut note proaste la Euro NCAP, și pe lângă are o mulțime de sisteme de siguranță care țipă la tine, te avertizează, doar mai trebuie să dai și o palmă să fii atent la drum și aia. Bun, a venit vremea să plecăm și la proba de condus. În primul rând îmi pare rău dacă e cadru ciudat, dar e decapotabil, efectiv nu ai unde să pui camerele, se vadă și drumul, să mă văd și eu vorbind cu voi, dar da. Asistentul de parcare, atunci când îl folosești, dispare tot din jurul tău și apare așa ca o hartă albastră care te va ajuta să parchezi. Parking Assistance a dispărut tot peisajul și a apărut chestia asta albastră, caută frumos după indicatoare și așa mai departe, parchează singur, am încercat. Foarte ușor de folosit, foarte rapid. Nu o să vă mai răși acum pentru că mor de cald. Apropo, se vede absolut superb camera asta și vezi tot ce trebuie, claritate foarte bună. Deci, mai întâi trecem în cel mai plictisitor mod, și anume modul confort. De fapt, nu e cel mai plictisitor mod, pentru că până la urmă, mare parte lumea o să meargă în modul confort. Adică au zis ei că, bă, uite că mașină sportivă, dar eu destul de sigur că lumea tot o percepe ca pe un cruiser de ăsta cu care te plimbi foarte, foarte lejer. Adică eu, în continuare, așa o văd. Pentru că ei când zic o mașină foarte sportivă, bă, îmi pare rău, dar eu mă gândesc, gen, cea mai bună comparație pe care o pot face, pentru că am mai condus mașina respectivă, este cu SLR McLaren. Bă, acolo e o mașină sportivă, sincer. Aia este o mașină foarte sportivă. Că pentru asta a fost făcută. Ok, îmi pare rău, mai bipăi că a găsit locuri de parcare. O să mergem pe aici și o să vă spun cum e să mergi cu mașina în modul confort. Ei bine, trăiesc o mare dezamăgire aici, pentru că motorul este mult mai docil, nu ai același zgomot de motor. Dar, per total, mașina asta m-a dezamăgit un pic. Și acum o să spuneți, bă, ce arogant e ăsta, că ce știi tu de mașini scumpe, că nu știu ce. Am avut norocul să merg cu câteva. Dar chiar și așa, nu trebuie să mergi cu o mașină scumpă ca să înțelegi cât de rigidă poate să fie această mașină. Este absolut incredibil de rigidă. Deci nu ai voie, mergând în modul confort, atunci când trec peste un dâmb cu o viteză mică, când trec peste un speed bump din acela, sau cum zice un tovarăș de-al meu, polițistul mor, deci nu ai voie să mai ai un pic să sar de pe scaun, sincer. Deci îmi pare rău, dar la unele de-astea eu efectiv am sărit de pe scaun, cu tot cu centură pusă. Deci nu mi s-a întâmplat nici măcar SLR-ul acela McLaren, pe care l-am condus pe niște hârtoape până la urmă, să sar din scaun aproape. Și asta pe confort, pentru că pe Sport Plus, ok, nu e mare diferență la suspensie, la fel de rigide, dar pe Sport Plus sar măsele. Acum chiar am exagerat, îmi pare rău, dar chiar am exagerat foarte tare. Da, deci, sincer, între confort, sport, sport plus și race, bă, nu e mare diferență, adică normal e diferență atunci când conduci, dar de la mama natură, de la Stuttgart, de la Mercedes, direcția este grea și este precisă. Oricum, mașina asta, bă, e ciudată, deci chiar e ciudată, știi? Și mi se pare foarte amuzant că i-au spus că o să ai un consum mediu de 12, între 11 și 12%. Deci nicio treabă, mai jos de 16% și chiar am mers pe confort la 90 km pe oră. Nu, nicio șansă, nici în oraș măcar n-am vrut să mă uit. Dacă ai idee, a ridicat mașina de la Mercedes și avea autonomie, deci avea rezervorul, că sunt sferturi, deci ai 4 sferturi, era cam jumate peste ultima treime, deci erau 3 sferturi, mă rog, nu. Matematică cu Silvian. Deci erau 3 sferturi și jumătate de combustibil în ea și avea autonomie
314 km. Eu acum mai am un pic peste jumătate de rezervor și am autonomie 191 de km. Mașina asta este o anomalie cu totul și pentru asta o să pun... Oh, sunt multe mașini parcate pe aici. Spune mașina în modul race, pentru că în race se transformă într-adevăr pe curbe. Deci mașina asta este o anomalie cu totul. De ce spun asta? Ei bine, este foarte grea și simți foarte mult greutatea ei. Deci, pe bune, simți greutatea într-un mare fel la mașina asta. Dar are atât de multă aderență. Tracțiunea asta integrală a ajutat atât de mult. Se lipește de asfalt încât nu-ți vine să crezi. Bă, are o aderență absolut incredibilă și mai ales la ieșire. Deci efectiv ai pus-o acolo, ea acolo s-a dus. Direct este foarte precis. Ai chiar feedback destul de bun de la drum. Am simțit de atât de nenumărate ori. Am simțit cu mușcă și cu ultima parte din pneu, mușcă din asfalt să te lipească pe tine și poți să iei curba cât de tare vrei tu. Este incredibilă senzația. E clar că o să te facă să zâmbești, deci n-are cum. Dacă cineva zice că, bă, indiferent orice mașină ar fi, dacă cineva zice, bă, am condus o mașină V8 și mi s-a părut nașpa, ăla nu-i prieten cu tine, dă-l afară din grupul tău de prieteni, pentru că minte, că n-ai cum. Orice V8 ar fi, n-ai cum. Sau orice mașină sport. Pentru că, na, deci chiar te face să zâmbești cum se aude motorul ăsta, se aude foarte bine. E calibrat bine, trage la orice turație, în orice mod, confort, neconfort, sport, mega, extra, giga. Trage, mai ales când pleci de pe locul ăia și faci un launch control, e incredibil ce cuplu de betonieră, cum zic băieții, are. Deci te face să zâmbești, dar în același timp, bă, nu e, bă, ce trebuie, nu știu, nu e chestia aia ce trebuie. Adică acum și cum un joc de imaginație foarte, foarte departe, în care eu am bani să-mi cumpăr așa ceva. Mi-o cumpăr deloc, nicio șansă. Pentru ce opțiune există, nu mi-aș cumpăra-o niciodată. Pentru că au stricat-o, deci chiar au stricat-o. Au vrut prea mult, au vrut prea multe chestii de la aceeași mașină. Vrei și confort odată. Am zis asta de 7000 de ori în videoclipul ăsta și la cadre pe care le-am retras. Deci nu. Mergi pe chestia aia, frate. Mergi, fii asumat. Ai vrut o mașină în sport? Bă, fost pe de la un cap la altul. Nu mai pune și scaune în spate să spui tu că e mașină cu 4 locuri. Nu are nicio treabă. Nu există așa ceva. Hop, hop. Nu știu ce am fost atât agresiv în videoclipul ăsta. Adică știi, în același timp am spus că dacă aș avea banii nu mi-aș cumpăra-o, dar dacă mi-a zis cineva, bă, vrei mașina asta 3 luni? Da, normal că o vreau 3 luni, cum adică? Și e foarte tare să conduci o de asta, să conduci o mașină decapotabilă, știi? Te simți foarte conectat cu drumul, cu ce e în jur, adică e altă senzație. Doamne, dar când pleacă, deci când pleacă, pleacă. N-ai. N-are mamă, n-are tată, n-are bani de ciocolată. E incredibil. Doamne, și sunetul ăsta la downshift, TX. Bă, băiatule, bă. Și sincer că tot ziceam de dashboard, păstrați-l pe ăla clasică. Dacă te bagi pe track, pe super sport, sport, motherfucker, nu știu ce, îți ia mult din toate detaliile pe care le vrei aici. Adică sunt unele chiar inutile, vorbind de ecranul digital. Bun, parte de zgomot. Și atunci când este capotată se aude un zgomot de vânt destul de puternic în jurul stâlpului H. Ca vizibilitatea acum e cât de cât ok ești, dar din nou, cu plafonul pus, vizibilitatea și mai ales cu leronul ridicat, poți să spui papa la vizibilitate că nu, nicio treabă. Absolut nicio treabă. Nu mai vezi nimic. Da, mergi pe permisa, lasă că se feresc aia de mine că cu SL63 AMG. Raza de virare și este și ea destul de slabă, chiar dacă și roțile spate sunt viratoare, ai în jur de 12,8, știi? Și chiar se simte chestia asta pentru că o să-ți ia câteva manevre să o poți să întorci. Nu știu, comparativ cu SLR, deci mie sincer, poate că exagerez acum, că și așa am dat cu un pic de hate în mașina asta, dar nu de la nesimțit, părerea mea. Deci SLR-ul, care oricum era mai sportiv, se simțea mult mai brutal, mi se părea că era și un pic mai confortabil. Bun, a venit vremea să facem și testul de 0-100 la SL63 AMG. Ei au spus că va prinde 100 în 3,6 secunde. Haideți să vedem. Deci mașina este în modul race, o punem în drive și frână stângul, blană în frână, 3, 2, 1 și... Aoleu! Doamne! Ok, deci cum era expresia aia, cuplu de betonieră, a? Bun, nu mai am făcut testul de frânare acum, că a trebuit să-mi adun un pic gândurile. Deci testul 0-100, 3,5 secunde, 3,57.
Uitați aici, dacă nu mă crezi, 3,57. Doamne, cum a putut să plece nebunia asta, incredibil. Cât de violent a fost. Sistemul ăsta 4x4 pe care l-are, tracțiunea asta integrală pe care o are, n-a patinat deloc, n-a pierdut aderență în niciun moment. Deci a fost lipită de asfalt, toată puterea efectiv s-a lipit de asfalt mașina. Doamne ferește. Și bun. Și asta a fost testul de frânare. Ok, aici n-au fost vibrații deranjante și nu mi-a ieșit, era să-mi iasă craniu din cutia craniană ca să tot continuăm gluma asta foarte stupidă. Dar, da, ea a înregistrat foarte bine, ce să zic. Îmi pare rău, din nou, dreg, eu pe frânare a zis, nu, eu nu mă bag, mie îmi place doar cu accelerația. Ei bine, încă un lucru foarte interesant, știu că deja l-am menționat Luci Popa, dar chiar a avut dreptate. Faptul că, ok, pedala de frână nu este neapărat mai în stânga decât la mașinile normale. Este ea foarte lată, știi? Ok, e și poziția mai în stânga, dar este ea foarte, foarte lată. Și da, poți să faci ca la carturi, să frânezi cu piciorul stâng, știi? Și poți să faci niște chestii interesante pe curbe sau pe circuit dacă e nevoie. Foarte bună observație pe care a făcut-o, dar oricum am observat-o și eu. Da, dacă nu ești atent și ești genul de om care nu-și relaxează piciorul fix pe locul ăla făcut special și faci un pic mai în dreapta, te trezi că tragi o frână și că zbori direct prin parbriz dacă n-ai centura. Peste parbriz, depinde de ce înălțime ai până la urmă. Ce vorbești, mă? Deci pleacă asta într-un fel. Cu sunetul ăsta, ai de capul tău, de capul meu, de capul nostru. De ce, mă, de ce vor oamenii să facă mașini cât mai, adică ok, cât mai eco, dar și cu Euro 7 la de, o să fie atât de drastică, trebuie să bagi seama de eșapament în habitacul ca să poți să îndeplinești normele. Vai de capul meu. Doamne, ce nebunie de mașină ești, cum s-a lansat așa cu totul, e incredibil. Efectiv incredibil. Doamne, se aude mult mai, deci se aude mai bine ca BMW-ul la M850 sau ca X7-le M60 pe care am testat, tot legat de V8, se aude. Bine, cred că e și ideea că na, merg de capota și aud direct totul, știi? Dar se aude mai bine din punctul meu de vedere. Nu cu mult, atenție, nu cu mult. Când a spus că nu se aude cu mult mai bine ca BMW, s-a activat sistemul de la Mercedes și a spus ce a făcut. Mai zi o dată, ce ai avut de zis. Doamne, cu mușcă din asfalt, bă băieți, bă. E tare, te face să zâmbești, dar la finalul zilei rămâne o anomalie. Deci știți cum e mașina asta? Pentru mine mașina asta, cea mai bună concluzie pe ziua de azi și cred că și măcar trebuie să mai fac un review, că spuneam comparația asta și inteligența de acolo, e ca verișorul ăla pe care nu-l suporti, vine să-i dai o palmă în cap, bă, dar e familia ta și-l iubești până la urmă, știi? Bă, așa e și mașina asta, că nu știe, frate, ce vrea să fie, nu știu dacă o iubești sau o urăști, ai momente când bă, urești, ai momente când o iubești, dar la finalul zilei e familia ta și tot o iubești, ceva de genul.